Ministrul Educației Monica Anisie spune că în timpul în care școala se desfășoară online, elevii pot primi notă de la profesor, iar apoi, când se vor întoarce la școală, nota poate fi trecută în catalog cu acordul elevului sau al părintelui, dacă este vorba despre elevi minori. Monica Anisie a dat miercuri un ordin de ministru privind organizarea cursurilor în perioada în care sunt suspendate, acesta conținând o serie de măsuri obligatorii pentru desfășurarea procesului de învățare online. Până acum, cursurile online pentru elevi s-au desfășurat în baza unei recomandări, în acest sens, de la Ministerul Educației. Monica Anisie a declarat că acum s-a pus în practică sub formă de obligativitate, pentru că s-a simțit nevoia ca această reglementare să fie realizată prin ordin de ministru. Referitor la note, Monica Anisie a declarat că elevii pot fi notați la momentul în care acești elevi revin la cursuri. Pe baza ceea ce au realizat în această perioadă pot fi notați, iar nota poate fi trecută în catalog cu acordul elevului sau al părintelui, dacă vorbim despre minori. Ministrul a explicat că ordinul pe care l-a dat miercuri este o măsură prin care a stabilit în mod clar care sunt responsabilitățile la nivel de Minister al Educației, la nivel de inspectorat școlar, unitate de învățământ, cadru didactic sau elev. Astfel, prezența la cursurile online a elevilor care au această posibilitate este obligatorie. Ministrul Educației a solicitat sprijinul unităților de învățământ, al inspectoratelor școlare și administrației publice locale pentru ca un număr cât mai mare de elevi să poată beneficia de acces la cursurile online. Astfel, pentru elevii care nu au mijloace de comunicare online, ordinul de ministru prevede inclusiv posibilitatea ca ei să primească în custodie computere sau tablete aflate în inventarele școlilor. Părinții ar urma să răspundă material pentru acestea. În ceea ce privește durata cursurilor care sunt organizate online, Monica Anisie spune că va rămâne flexibilă și va fi lăsată la aprecierea cadrului didactic, dar specialiștii în științele educației au apreciat că un curs ar putea dura până la 50 de minute.